Zeci de elevi sibieni sunt invitați în aceste zile la film. Astra Film Junior se adresează atât micuților cât și liceenilor prin filme documentare care îi ajută să descopere viața copiilor din mai multe colțuri ale lumii. Liceenii au parte de subiecte interesante în cadrul documentarelor despre Roșia Montană, dar și despre idealul de frumusețe. Proiecțiile vor fi urmate de discuții și dezbateri cu antropologul Vintilă Mihăilescu și preotul sibian Constantin Necula. Zeci de elevi sibieni sunt invitați în aceste zile la film. Astra Film Junior se adresează atât micuților, dar și liceenilor prin filmele documentare care îi ajută să descopere viața copiilor din mai multe colțuri ale lumii. Liceenii au parte de subiecte interesante în cadrul documentarelor despre Roșia Montană, dar și despre idealul de frumusețe. Proiecțiile vor fi urmate de discuții și dezbateri cu antropologul Vintilă Mihăilescu și preotul sibian Constantin Necula. Festivalul Astra Film Junior 2010 a debutat la Sala Talia cu programul Diminețile Lumii, în cadrul căruia 10 de elevi de la școlile din Sibiu au putut viziona documentare despre micuții din Statele Unite, Senegal și Mexic. Ajunge să coste enorm fie la vânzare, fie la închiriere, până la 700 de euro pe lună pe metru pătrat în cele mai frumoase zone. Când vedeți aceste filme, să vă gândiți cum este viața mea și a prietenilor din jurul meu și cum este viața acestor copii. Și cred că din întrebările acestea se vor naște o serie întreagă de noi cunoștințe pentru voi. Eu cred că este o noutate și în România și poate și pe plan mondial ca să existe un festival al copiilor, un festival Astra Film pentru copii. În cadrul festivalului a fost prezentat și un film de animație făcut de 11 elevi sibieni la atelierul de animație organizat în luna septembrie. Elevi din Sibiu au descoperit tainele filmului, au creat personaje, au creat scene și scenografii, au învățat să realizeze sunet, să fotografieze și apoi să facă în final regia filmului, o poveste de acasă. Festivalul Astra Film Junior se va încheia vineri.